Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Astăzi vorbim puțin despre noi, despre cum să avem grijă de noi, în special se adresează această emisiune femeilor, dar și domnilor, de ce nu, pentru că și ei trebuie să aibă grijă de tenul lor. Pe timpul verii trebuie să ne hidratăm foarte bine. Este necesar să bem apă pentru ca pielea să fie hidratată și pentru a elimina toxinele din corp. De asemenea, dacă bem suficientă apă, ne vom simți revigorați și tenul are nevoie de hidratare și aici doream să ajung pentru că în cazul în care considerați că pielea nu are nevoie de un hidratant bun pe timpul verii, vă înșelați. Despre toate acestea ne va vorbi astăzi Mariana Pop, cosmetician. Bine ai venit, Mariana, bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Am zis că o să repetăm emisiunile noastre și iată că ne întâlnim din nou de această dată în plină vară, când soarele ne omoară câteodată, dar rezistăm totuși și așa cum spuneam, cât de importantă este hidratarea și interioară și exterioară. Chiar este foarte importantă hidratarea pentru că pe lângă faptul că ne ajută să ne simțim foarte bine, cum ai și spus, revigorați, ne ajută să avem și o piele mult mai sănătoasă, o piele hidratată, unde nu se vor vedea ridurile și aspectul va fi mult mai tânăr și mai frumos. Dar cum avem atunci grijă de noi? Ce reguli trebuie să respectăm? Cum alegem crema de protecție? Dacă e nevoie să o folosim în permanență, dacă nu? Sunt niște pași. Cu ce ar trebui să începem? Într-adevăr, pe timpul verii, atât când plouă, când este înnorat, dar și pe timpul iernii, a toamnei, trebuie să folosim protecția solară. Protecția solară nu o vom folosi doar singură, adică să ne punem protecția solară și gata, putem să ieșim pe stradă fără nicio problemă. Este necesar să aplicăm prima dată o cremă de hidratare, pentru că protecția solară nu are acea calitate de a și hidrata tenul și să-l și protejeze. Eu nu recomand cremele cu protecție solară inclusă, asta nu îmi place atât de mie. Bine. Eu așa am învățat, așa m-am obișnuit și mi se pare că este protejată mult mai bine pielea dacă folosesc efectiv o cremă doar pentru protecție solară. Asta este părerea mea. Bun, aceste creme se prepară totuși în laborator, se fac anumite teste. Cum își aleg doamnele, domnișoarele, sau cum ar trebui să-și aleagă aceste creme de protecție? Păi cremele de protecție solară, toate care sunt pe piață, sunt supuse foarte riguros unor teste și nu sunt scoase pe piață până când nu îndeplinesc absolut toate acele cerințe. Ideea este că o cremă de protecție solară, mai ales dacă suntem expuși soarelui, adică mergem chiar la plajă, nu va rezista mai mult de 2 ore. Încă în momentul de față nu există niciun produs care, atunci când îl aplici pe față, să te protejeze mai mult de 2 ore. Asta, din ceea ce eu am studiat, și ne spune de fapt știința, nu o spun eu. Așa că, normal, dacă noi suntem expuși și suntem la mare, la plajă sau efectiv suntem afară, ar trebui ca din 2 în 2 ore să reîmprospătăm protecția solară. Pentru că atât ne protejează. Deci, da? Cam și atât, am văzut, da, și eu anumite studii care s-au, da, făcut. Doar atât ne protejează. Și ne avertizează și dermatologii să ne protejăm pielea împotriva astfelor solare. Voi lucrați chiar cu un dermatolog, doamna doctor Bene, da? Da, doamna doctor Bene și Alexandra. Ceea ce este foarte bine că este o relație între cosmetician și dermatolog, fiindcă se leagă una cu cealaltă, da? Foarte două mult. Două domenii care se completează chiar. Foarte mult și avem un ajutor foarte mare din partea doamnei doctor, pentru că atunci când noi ne confruntăm cu anumite probleme și nu suntem sigure că într-adevăr noi putem să îngrijim acea problemă, pentru că cosmeticiana de fapt îngrijește pielea, îngrijește tenul, în schimb medicii o tratează. Și atunci când deja iese din
sfera noastră de acțiune, să spun așa, trebuie obligatoriu să trimitem medicului dermatolog. Chiar și atunci când observați pe ten că sunt pete pigmentare, pete solare? Absolut. Absolut, mai ales care își schimbă forma, care nu sunt regulate, care sunt ieșite în relief. Noi nu ne atingem de așa ceva pentru că nu este de domeniul nostru. În anturajul meu am auzit persoane care spuneau: a, eu nu trebuie să aplic cremă solară pentru că, uite, sunt brunetă. Da? Sau nu am nevoie de cremă solară factor 50, ci doar 10 sau 20, pentru că tenul meu este mai închis. Nu. Eu, în primul rând, razele solare îmbătrânesc foarte mult pielea. Dacă o să ne uităm sau dacă vrem să mergem la mare și pe plajă se vor plimba doamne mai mature, putem să le vedem fața și să vedem cât de mari probleme, spun eu în ghilimele, au doamnele, pentru că pielea este foarte ridată, deshidratată, pentru că acțiunea razelor solare asta face, foarte tare deshidratează pielea, pe lângă faptul că bronzul acela chiar nu este foarte benefic pielii noastre. Pentru că este vară și nici nu e bine să punem foarte multe creme pe față, da, mai transpirăm sau poate mă vei contrazice și o să îmi spui alte lucruri care se întâmplă la salon. Cât de des ar trebui să frecventeze doamnele, să-și respecte acel ritual de întreținere? E la fel același ritual ca și, mă refer la produsele folosite, iarna, vara, toamna sau sunt diferite? Ritualul este același în partea de demachiere. Partea de demachiere, într-adevăr, trebuie să fie același ritual și vara și iarna. În schimb, într-adevăr, ca și consistență a cremei, vara nu avem nevoie de creme care sunt foarte grase, pentru că, într-adevăr, ne încarcă tenul, dar nu putem să nu ne hidratăm. Deci avem posibilitatea să alegem cremele care sunt mai lejere, care nu o să ne încarce și o să le simțim mult mai bine pe ten și nu vom transpira. Asta, într-adevăr, dar fără cremă, nu recomand nimănui să se lase, chiar dacă este vară. Exfolierea este recomandată pe timpul verii? Sau mai puțin, având în vedere că ne mai expunem la razele ultraviolete? Exfoliere facem în fiecare zi. O mică exfoliere, nu ca și în salon, atunci când facem curățarea, ritualuri de demachiere în fiecare seară. Este o ușoară exfoliere și în funcție de produsele pe care noi le folosim. La salon, da, recomand să se frecventeze măcar o dată pe lună clientele să meargă la salon și să își facă un tratament de hidratare sau, mă rog, un tratament de fiecare pentru ce anume problemă are. Dar o dată pe lună, da, este recomandat să mergi la salon. Pe de altă parte, căldura, umiditatea și expunerea la soare pot agrava problemele unui ten acneic. Ten acneic despre care am mai discutat în emisiunea noastră. Da. Ce putem face pentru a avea grijă de tenul acneic? Păi, la tenul acneic, în primul rând, pentru noi cosmeticienele, singurul lucru cu care putem ajuta clienții este prin a face curățări regulate, adică să curățăm de fiecare dată tenul. Acele curățări includ extracțiile și să recomandăm acasă clientului să folosească produse specifice pentru tenul lui. Deci asta ar fi cel și cel mai bun lucru pe care noi îl putem ajuta pe client. Să ne spui, te rog, care sunt greșelile frecvente care se fac în timpul verii? Și cât de mult aveți voi de lucru ca și cosmeticiene să corectați greșelile noastre ale femeilor care venim la salon? Păi, în primul rând, multe dintre ele își doresc să fie bronzate. Da, e foarte frumos. Și își doresc să schimbe nuanța tenului.
dar ne putem bronza frumos fără să fim expuse riscului de a face un cancer de piele, folosim protecția solară. Deci chiar dacă punem o protecție solară 50, noi ne vom bronza, doar că vom avea grijă de tenul nostru. La fel, se duce lumea în concediu și ia de multe ori o cremă de protecție 30. Acum depinde fiecare, că părerea mea personală este că eu recomand 50+. În schimb, am auzit cliente care au 30 recomandate de către domnii doctori. Deci nu contest, nu discut acest lucru. În schimb, da, se recomandă să le reîmprospătez protecția solară la fiecare 2 ore. Dar, mă repet, protecția solară nu va înlocui crema de hidratare. Chiar dacă noi suntem la mare, în concediu, trebuie să avem și crema de protecție solară, dar crema de hidratare nu trebuie să ne lipsească. Și atunci, în fiecare seară, după demachiere, să folosim un ser de hidratare care ne va ajuta foarte mult tenul, după care o cremă de hidratare. Dimineața, la fel, recomand pe timpul verii, mai ales când suntem la mare, un ser, după care o cremă și apoi protecția solară. Produsele cosmetice au devenit deja parte a unei rutine zilnice pentru foarte multe femei. Există însă vreun risc să obosim tenul sau să căpătăm acel grad de dependență de cosmetice folosindu-le zilnic? Fiindcă mai auzim anumite persoane spunând că nu mă dau nici cu o cremă, las pielea să respire. Da, auzim și noi de foarte multe ori sau mai vine cineva și zice, păi eu nu mi-am făcut nimic toată viața mea, dar acum vreau să nu mai am fața cu rituri, vreau să în jurul ochilor să nu am atât de multe riduri. Ei, pot să spun că nu este chiar benefic să nu-ți dai pe față cu o cremă. Pentru că pielea noastră are nevoie de nutrienți, exact așa cum avem noi nevoie de mâncare. Dacă vom avea grijă și o vom hidrata, pielea noastră nu va face riduri, deci nu vom avea riduri. Ridurile se fac, mai ales cele de expresie, nu vor dispărea, în schimb nu se vor adânci. Tot de la hidratare avem rezultatul acesta. Pielea noastră respiră, chiar dacă punem un ser și o cremă. Ne va și mulțumi pentru că va fi hrănită. De aceea eu o să recomand de fiecare dată și în continuare și serul și crema de hidratare. Și pentru un ten de 20 de ani, dar și pentru un ten de 60+. Exfolierea, cât de des e indicată? Eu exfolierea nu o recomand acasă. Deci, efectiv, nu o recomand pentru că de multe ori clientele, din prea mult zel, să zic așa, fac greșeli. Da, și își exfoliază tenul mult mai des. Și care sunt efectele? Se produce o sensibilitate, pielea începe să se roșească la atingere, după aceea zice că are un ten sensibil. Deci clienta își va face exfolierea, în schimb nu știe să își recupereze tenul, pentru că pentru a recupera un ten este nevoie de anumite produse care într-adevăr să te hrănească, să îți hidrateze și să fie pentru fiecare ten în parte. Am înțeles. Care sunt sfaturile pe care voi le oferiți cel mai des, bineînțeles, la întrebările clientelor? Vorbim și despre bărbați, pentru că recent am auzit o idee formidabilă pe care ai lansat-o în spațiul public și se referă la bărbați. Păi noi ce recomandăm cel mai des clientelor este rutina zilnică pe care s-o aibă în fiecare seară, adică demachierea. De aici începe tot procesul de întreținere, de îngrijire și de a avea un ten sănătos. Cu demachierea zilnică, chiar dacă nu folosim fond de ten, trebuie să ne demachiem. După ce ne-am demachiat, într-adevăr trebuie să punem
o cremă de hidratare, un ser, sau în funcție de ceea ce cosmeticiana noastră ne recomandă, pentru că în timp tenul nostru se schimbă. Nu vom avea tot un ten deshidratat, s-ar putea să avem nevoie mai târziu de o regenerare, de fermitate, deci tenul în timp se va schimba. Acestea ar fi recomandările pentru acasă, pentru cliente. Le recomandăm într-adevăr să vină la tratament măcar o dată pe lună, dacă nu reușesc de mai multe ori, și să folosească creme profesionale acasă, în rutina lor zilnică. Recent am participat la o întâlnire la Maramureș Business Club, unde le-ai transmis bărbaților cât de important este ca și ei să aibă grijă de tenul lor. Care a fost reacția lor? Au râs. Da, și este foarte adevărat. Și ei au nevoie de îngrijire și ei trebuie să simtă că sunt importanți. Și după ce le-ai explicat asta, n-au mai râs. Exact, așa cum dăm mașinii uleiul de care are nevoie, la fel trebuie să avem grijă și de tenul nostru. Sigur, e o diferență, da, îngrijirea tenului la bărbați și îngrijirea tenului la femei. Da, tenul... Am înțeles că tu vrei să găsești un bărbat cosmetician. Baia Mare chiar nu există? Din câte știu eu, nu, dar într-adevăr mi-ar face mare plăcere. Pentru îngrijire, da. Alții mai au acces și la alte servicii, doresc, dar nu toți. Pur și simplu pentru o hidratare, pentru o îngrijire și ei fac riduri. Normal că fac și riduri și au pielea mult mai groasă decât a noastră. Nu toți, dar au mult mai groasă pielea bărbații decât noi, femeile. Asta înseamnă că ei nu au așa nevoie de o protecție precum au femeile? Ba da, o au și ei, pentru că chiar dacă ai pielea mai groasă, ridurile tot se fac, elasticitatea scade, deci este aceeași nevoie ca și la femei. Pielea mai groasă pe ei avantajează că nu li se vede coaja de portocală. Înțeles. Dar bărbații ce fel de produse cosmetice ar trebui să folosească? La fel. Eu nu recomand special pentru bărbați. Nu am recomandat pentru că, normal, dacă soțul meu acasă folosește produsele cosmetice pe care le folosesc eu, înseamnă că funcționează. Mi-a plăcut foarte mult una dintre membrele clubului. A spus că soțul ei dorea să-i folosească una dintre creme. Da, și a spus nu. Nu pui mâna pe crema mea. Da. Dacă dorești cremă, mergi și scumpe. Da, doar că le pot folosi și ei aceeași cremă. Dacă într-adevăr își doresc să aibă creme specifice și să fie doar pentru ei, și asta se poate rezolva, pentru că sunt branduri care au produse special pentru bărbați. De ce e atât de greu să găsești bărbați pasionați de cosmetică? Sigur, poate la nivel de Baia Mare, da? Cu siguranță că și în București. Eu am înțeles că este un băiat în București. Nu sunt 100% sigură. În Spania știu că sunt și din ce în ce mai mulți. Dar eu sper că, făcând acest anunț și într-adevăr să înțeleagă că domeniul acesta este chiar foarte frumos, cosmetica este foarte frumoasă, și atunci probabil că bărbații ar merge mai mult la salon și s-ar îngriji dacă ar fi un domn cosmetician. Da, cum avem și frizerii, de ce nu, trăim și în lume care evoluează. Și hairstyliști, deci doar în cosmetică nu avem, așa că cine dorește, îl aștept să vină la curs. În ce privește machiajul? Da. E de evitat, da, folosirea în exces a fundului de ten și a pudrei vara? Nu. Nu? Nu. Eu spun așa, că fondul de ten este o barieră între noi și ce există în exterior. Deci creează acea barieră și în loc să se depună praful sau ce există în atmosferă direct pe ten, se depune pe fondul de ten și atunci îl creează acea barieră. Deci nu,
Eu nu am nimic împotriva fondului de ten, dar da, am împotriva nedemachierii. Deci dacă nu se demachiază, nu sunt deloc încântată. Mi se pare că este cel mai important lucru să te demachiezi seara când ajungi acasă. Da, aș vrea din experiența pe care ai avut-o cu clientele să ne spui. De exemplu, a venit la un tratament, a renunțat. Cum s-a comportat tenul? A renunțat, n-a mai putut să vină, de exemplu, da? Din diverse motive. E mai mult de lucru cu un ten care e deshidratat? Este foarte bună întrebarea, pentru că din experiența cu clientele ne-am dat seama că demacherea pe care noi o folosim și pe care o recomandăm în continuare clientelor, ele au fost cele care au venit și au spus: uite, eu nu mai am puncte negre de când folosesc acest tip de demachiere. Într-adevăr, tenul se deshidratează și vom avea de făcut mai multe ședințe. În schimb, dacă au avut o demachiere corectă și au aplicat o cremă, o cremă profesională, după cum am spus că recomand, să știi că nu există acea degradare atât de mare a tenului. Indiferent de vârstă. Exact, indiferent de vârstă. Îmi plac foarte mult bătrânelele acelea care se îngrijesc și ajung la, chiar și la 70-80 de ani, sunt strălucitoare. Cred că trebuie să luăm exemplu. Înseamnă că au avut grijă de ele. Și se vede un ten îngrijit de departe. Deci un ten care este îngrijit și care primește substanța activă din seruri, din cremă, chiar din produsele de demachiere, se vede, se vede de departe. Mulțumim, Mariana, pentru participarea la emisiune. Te mai așteptăm și cu alte sfaturi. Măcar un om, dacă am convins să respecte acel ritual, curățarea tenului, demachierea făcută ca la carte, atunci e bine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Domnilor, domnilor, facem o scurtă pauză și revenim cu un alt subiect.